Elevi de la 14 licee din Craiova au pornit o paradă a costumelor și măștilor reprezentative pentru unitățile de învățământ de la care provin. În acest fel, liceenii încheie competiția tinereții, un concurs ce a debutat la începutul acestui an școlar. Parada a pornit de pe calea București și se va finaliza în piața Mihai Viteazul, unde va avea loc un concurs de muzică și dans. La final se va decerna trofeul pentru liceul anului. De ce ești îmbrăcat într-un costum popular? Pentru că reprezint liceul Tudor Arghezi, deoarece cânt și muzică populară. Ai participat la competiția tinereții? Da. Și ce ai învățat în urma acestui concurs? Am căpătat multă experiență. Bună ziua, de la ce liceu ești? La Frații Buzești. Și astăzi în ce ești costum? Sunt costumat în Preda, unul din Frații Buzești. Este un costum reprezentativ pentru unitatea ta de învățământ. Bineînțeles. Ai participat la concursul competiția tinereții? Da. Și la ce probe? La proba galeriilor și la aceasta, la paradă. Ce ai ales să porți acest costum? Pentru că este reprezentativ pentru liceul nostru și noi încercăm să ieșim în evidență. Cine e bun? La ce probe ai participat în cadrul competiției? Am participat la proba de volei la Descoperă Craiova. În ce ești costumat astăzi? În tața. Fanfară, fanfară liceului. Sunt îmbrăcat într-o uniformă de jandarm, model 1866, așa. Port un... Ce o face deosebit este acest coif, care este de origine germană și este cu sigla lui Carol I. Sunteți alături de liceeni cu... Da, o să mânez premiile.